statelor Unite, că nu poate să mănânce gumă și să meargă în același timp. Eu nu pot să vorbesc, sunt jos. Nu vă spune. Perfect, schimbăm regula. Bună ziua din nou. Ne bucurăm că ne sunteți alături și de data aceasta la o conferință intitulată România interbelică între lumini și umbre. O conferință unde avem plăcerea și onoarea de a o avea invitată pe doamna doctor Georgeta Filiti, foarte bine cunoscută publicului, nu numai iubitor de istorie din țară, unul dintre cei mai reputați istorici moderniști pe care îi avem, șef de promoție la absolvirea Facultății de Istorie, nu spunem când, la București, nu o luăm chiar de la început. Doamna s-a remarcat ca un foarte riguros editor al operei lui Mihail Cogălnicianu, lui Nicolae Iorga, și de asemenea un foarte fin traducător al unor memorii ale lui Ion Bălăceanu, de exemplu, din limba franceză, ale lui Matilda Ghica în limba engleză, și păstrăm pentru finalul acestei conferințe prezentarea ultimei cărți de memorii, jurnalul Irinei Procopiu, pe care doamna Filiti l-a tradus, tot din limba franceză, 700 de pagini, deci o muncă și un talent ca să redai în limba română ceea ce a vrut să spună autorul. De data aceasta ne-am gândit să inițiem o conferință în contextul aniversării a 100 de ani de la intrarea României în război și în 2018 a 100 de ani de la făurirea României mari, să vedem ce s-a întâmplat după acest moment până în 1940, când această Românie mare, după cum știți, datorită contextului internațional, s-a destrămat. Perioada interbelică este marcată de doi suverani, de regele Ferdinand I al României, de un rege copil, regele Mihai, care a împlinit acum câteva zile frumoasa vârstă de 95 de ani și pentru care la Castelul Perișor, în 24 octombrie, am vernisat o interesantă expoziție de fotografie intitulată Regele Mihai, o copilărie fericită, la care am avut plăcerea să o avem invitată și pe doamna Filiti. Și fără îndoială că deceniul interbelic cel mai cunoscut, cel mai criticat, cel mai apreciat din anumite puncte de vedere, este cel al domniei regelui Carol al II-lea. Dar despre toate aceste etape ale istoriei interbelice, am să rog pe doamna Georgeta Filiti să ne vorbească. Vă rog. Domnule director, doamnelor și domnilor, îndrăznesc să spun dragi prieteni, pentru că văd în sală foarte, foarte multe figuri cunoscute și cred că sunteți fani ai istoriei, nu neapărat ai noștri, ai istoricilor. Și de aceea mă simt mai mult decât onorată, mai mult decât mândră și vă rog să credeți în sinceritatea demersului meu, care nu este egalată decât de ceea ce face domnul director aici, la Peleș, și ceea ce a făcut și înainte. Adică o activitate, o creație din aceasta prestigioasă, tocmai pentru a pune în valoare momente din istoria României, axându-se mai ales pe albume, ceea ce este un lucru absolut extraordinar. Perioada pe care am ales-o este una din cele mai interesante, una care stârnește nostalgii și astăzi, cum era înainte. Doar că istoricii au o datorie morală față de dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să fie mereu cinstiți. Și în momentul când cercetezi în amănunt această epocă, constați că nu au fost numai elemente pozitive,
Constați că au fost unele lucruri reprobabile. Și nu vreau să cad în păcatul mai tuturor analiștilor români care spun de vină au fost puterile occidentale, de vină a fost amenințarea bolșevică, au fost comuniști, au fost naziști. Fiecare și-a avut partea lui de contribuție pozitivă sau de anulare a unor demersuri pozitive. Dar sunt foarte multe lucruri de care noi suntem vinovați. Și stăteam de vorbă de unul cu domnul director și aproape ne întrebam dacă nu e o anume genă în ființa noastră națională. De aceea poate că niciun popor n-a dezvoltat mai mult o legendă ca a noastră, a meșterului Manole. Construim și tot noi dărâmăm. Motivația nu contează. Dar în permanență suntem în această situație de provizorat, de o să fie mai bine, următorii ori să facă. Și următorii sunt la fel de neputincioși. Este ceva ce ne caracterizează. Și poate că lucrul ajunge să fie foarte vizibil, aproape ca un laborator în care faci o analiză obiectivă, circumspectă, nu numai pentru perioada respectivă, adică cea între cele două războaie, care poate să rămână de interes pentru istorici, pentru cei care cochetează cu istoria. Interesul major, mi se pare, ce învățăminte se pot trage din ce s-a întâmplat atunci. Din păcate, a spune că cine nu-și cunoaște istoria e silit să o repete, la noi e perfect valabil, și nu-mi fac nici cea mai mică iluzie că tot ce s-a întâmplat negativ atunci și ar trebui cercetat astăzi de oamenii politici, nu se întâmplă. De asta pot să pariez cu oricare din domniile voastre. Așadar, ce se întâmplă în România interbelică? În primul rând, după 1 decembrie, este un moment de euforie. Este un lucru extraordinar. Sunt foarte mulți români care se bucură nespus. E România unită, e România mare. Avem un rege, întregitorul supranumit. Sunt foarte mulți români, dar nu sunt toți. Pentru că a trecut un secol și trebuie să acceptăm că nu toată lumea care s-a unit atunci a venit cu sufletul deschis. Și cred că trebuie să înțelegem. Majoritatea ardelenilor, aș spune, își doreau foarte mult un stat românesc, dar nu condus de miticii de la București. Așa îi numeau pe politicienii liberali de la București. Prin urmare, au fost reticenți. Asta nu înseamnă că n-au luptat, că n-au ținut discursuri admirabile în Parlamentul de la Budapesta. Pentru ce? Pentru drepturi naționale conferite românilor, pentru autonomia Transilvaniei, pentru desprinderea chiar, dacă se poate, de monarhie sau un sistem inteligent de conducerea Transilvaniei sub conducerea românilor. Pentru că, de fapt, diferendul nostru în monarhie nu era cu monarhia ca instituție virtuală, ci cu ungurii. Acest contencios permanent pe care l-am avut și l-avem cu ei, asta a generat stările de tensiune. Poate că mai plin de ardoare au fost basarabenii când s-au unit cu țara. Ca să fim drepți, ei au fost primii care au făcut-o. Au urmat bucovinenii și, în sfârșit, transilvanenii. Bun, era o țară unită. Acum abia începea greul. De ce? Pentru că sute de ani noi cetățeni trăiseră în sistem politic deosebit. Legislația era deosebită, școala era deosebită, mentalitățile, până și la viața cotidiană din casă, cum îmi rostuiam eu casa, eu din vechiul regat, cum și-o rostuia un transilvanean, cum și-o
rostuiau în basarabean. Și pentru asta nu vă îndemn decât să citiți cărțile de bună purtare, cărțile de savoir vivre, de savoir faire. Și veți vedea că regulile recomandate sunt destul de diferite. Era o realitate pe care acum guvernul de la București era chemat să o uniformizeze. Dar aici a intervenit un factor. Un factor de care românii nu se pot dezbara. Un factor care își pune pecetea pe întreaga perioadă și nu numai, poate doar în răstimpurile de dictatură. Acest factor a fost puțin atenuat. Și anume, vrajba politică. Pentru că odată cu încheierea primului război mondial, marele partid conservator, care îl dăduse pe Alexandru Marghiloman, cel care de fapt perfectase trecerea Basarabiei în hotarele noului regat, acest partid dispare. Noi n-am avut parte decât în vremea lui Carol al II-lea și a comuniștilor de partide unice. În rest, am avut mai multe partide. A fost bine? A fost rău? Bine este în teorie ca expresia democrației. Rău este că aceste partide și-au pierdut enorm de mult timp ca să se vrăjmășească, să se toarne între ele, să se lupte cu furie, cu desperare, cu inconștiență, aș spune, pentru a ajunge la conducerea țării. Dar puțin aș spune că s-au gândit la binele țării. Totuși, să nu absolutizăm, pentru că este absolut evident, fiecare guvernare a făcut ceva. Și dovada este că în 1938 România avea o creștere economică bună și în Balcani era totuși țara cea mai respectată, cu un statut internațional sigur și era un lider. Toți indicii economici erau pozitivi, dar până să ajungem în 1938 sunt o serie de pași pe care trebuie să-i facă oamenii politici care se succed la conducerea țării. Nu e în intenția mea să prezint fiecare guvern, pentru că, grosso modo, e vorba de Partidul Liberal cu mici partide pe care le-a influențat sau cu dizidențe ale lui și cei care vin, după expresia unuia din conducători, cu foamea milenară. E vorba de Partidul Național Român, transformat pe urmă prin succesiune, prin succesive uniri, separări, Partidul Național Țărănesc. Și liberalii sunt conduși de, în continuare, de dinastia Brătienilor, până în 1927, țărăniștii sunt în continuă ascensiune, avându-l în frunte pe Iuliu Maniu, pe Vaida Voievod, pe unul din regat, Ion Mihalache. Între ei se strecoară, ca o soluție, dacă vreți, o soluție pe care, așa în șoaptă, toată lumea a taxat-o drept o formulă pasageră, să-i dea o mică satisfacție marelui istoric Nicolae Iorga, răstimp în care s-au aranjat o mulțime de lucruri. Tot timpul la noi s-au aranjat, tot timpul au fost cuvântul de pilă, de șpagă, de aranjamente, de comisioane, circulă acum printre noi, toți suntem foarte la curent. Firește, suntem foarte mult ajutați și de mass media, care are alt impact astăzi decât a avut atunci. Să nu-i minimalizăm totuși pe ziariști, pe cei care informau sau dezinformau. Și așa se face că imediat după război, după niște guverne conduse de generali care își dobândiseră faima
în război, dintre care unul din ei ajunsese despre el să se spună că a mâncat și în tranșee mămăligă cu țăranii, deși era departe de adevăr, și s-a mai întâmplat ceva cu el. L-am numit pe Alexandru Averescu. E cel care înăbușise răscoala din 1907. Dar noi totdeauna avem memoria scurtă. Și oricât rău ne-a făcut un conducător sau o persoană oarecare proeminentă, îi iertăm totul. Și s-a făcut în jurul lui Averescu o adevărată aură, a fost împodobit cu adevărată aură, prin urmare un guvern Averescu și mai apoi chiar un partid al poporului condus de el a fost cu putință. Doar că ăsta este un partid în silajul liberalilor. Transilvanenii când vin în Parlamentul României, să știți că vin cu foarte multe pretenții. Venim din Transilvania, pământ românesc, am fost subjugați, trebuie să ne dați drepturi. Ce drepturi? Trebuie să avem un număr foarte mare de ministere. Toate ministerele economice trebuie să fie ale noastre. De ce? Pentru că industria precumpănitoare este în Transilvania. De aici, unul din motivele de vrajbă. Și atunci, să găsesc formule. Formulele care sunt general valabile în spațiul românesc. Și anume, nu totdeauna defăimarea. Descoperirea unor lucruri neconvenabile. Nu există partid, nu există reprezentant al unui partid care să poată să arunce piatra. După primul război mondial, cam cum se întâmplă potrivit proverbului românesc, și mă gândeam, domnule director, că ar fi poate interesant odată să angajăm o discuție despre utilitatea fantastică, subtilitatea fantastică a paremiologiei românești. Unul din proverbele românești spune că la vreme de furtună se ridică gunoaiele. După primul război mondial apar nenumărați îmbogățiți. Ar fi lung drumul să vă spun cum s-au îmbogățit, dar pot să vă spun că majoritatea sunt liberali. Țărăniștii când vin cu această foame milenară și se grăbesc oarecum să facă și ei cam la fel. Și atunci, dacă nu sunt titulari, sunt secretari de stat, sunt șefii unor regii, șefii unor monopoluri. Să pândesc unii pe alții, să toarnă în presă, discută în Parlament și această vrajbă, această permanentă ceartă, care înseamnă uitarea intereselor țării, să știți că străbate ca un fir roșu istoria noastră interbelică. O să spuneți bine, da? Ce era de făcut? Există un factor de echilibru, un factor care i-a ținut puțin în frâu. Este vorba de suveranul țării, este vorba de regele Ferdinand. Doar că regele Ferdinand, la rândul lui, este confruntat cu o problemă de familie care, datorită statutului acestei familii, capătă o importanță națională. Este vorba de principele moștenitor Carol. În timpul războiului, principele Carol nu s-a purtat foarte demn. În loc să se afle pe câmpul de luptă, i s-a năzărit să se însoare nepotrivit, nu a primit acordul, nu i-a păsat, pleacă la Odessa și se căsătorește. Apare un copil și de aici niște lucruri absolut îngrozitoare. De aici degenerarea relațiilor cu familia lui și, dacă vreți, o lipsă de încredere a populației în viitorul monar. Ce se întâmplă?
Pe cine vom avea peste câțiva ani când regele Ferdinand nu va mai fi în fruntea țării? Acest om schimbător și încă atunci era la începutul drumului. Pentru că a fost un moment când lumea a crezut că e un fund de tinerețe. Mai ales că se căsătorește cu principesa Elena de Grecia, apare un copil, un copil care repede a devenit un simbol, a devenit o nădejde, a devenit un reper al istoriei românești. E vorba de principele Mihai, viitorul rege Mihai I. Doar că această căsătorie n-a durat. Și oricât de discreți au fost, era vorba de moștenitorul tronului, povestea s-a aflat. Pentru a doua oară, românii și-au pus drumul obișnuit, ca noi, ca dumneavoastră, ca toți ceilalți. Și-au pus problema, pe cine alege? A mers până acolo încât a renunțat la tron. Carol al II-lea a renunțat de 3 ori la tron. Că e rege, că nu-i rege, că e moștenitor, că nu-i moștenitor, că evoluează sub numele de Carol Caraiman în Europa. Și pe urmă, marea slăbiciune a vieții lui, să nu credeți că vreau să fiu moralist aici, bărbații sunt dispuși la mai multe legături. Asta este structura lor și nu facem aici, nu suntem într-o școală catolică și nu suntem nici ipocriți. Dar una e să ai o legătură discretă la care știi că trebuie să renunți pentru că ești suveranul țării și ești într-o vitrină și alta e să faci ce a făcut Carol, care în ciuda tuturor promisiunilor a continuat această legătură, cum bine știți, până când a transformat-o pe Elena Wolf în soția lui. Sigur că lucrurile acestea dădeau de gândit românilor. Și balanța aceasta între țărăniști și liberali va merge până în 1938. Ce înseamnă asta? Suntem țară europeană. Fără să vrem, trebuie să încheiem niște acorduri. Fără să vrem, trebuie să avem niște relații economice în dreapta, în stânga. Ca să spun așa, fiind o țară de dimensiune medie, trebuie să și înghițim unele lucruri. Și slavă Domnului că am înghițit foarte multe. Între altele, niște acorduri de înarmare. Pentru că era clar că după primul război mondial, aș zice că cei nemulțumiți erau mai numeroși decât cei mulțumiți. Și atunci se prefigura o nouă conflagrație. De data aceasta, virtualii competitori erau 2 mari state totalitare. E vorba de Reichul German. Germania înfrântă trecuse printr-o criză economică îngrozitoare, printr-o destabilizare, țara stătea să explodeze și o salvează naziștii. Mă rog, o salvează în fel de a spune, dar asistăm din 1933 la constituirea Reichului care, după credința lui Hitler, trebuia să dureze 1000 de ani. În partea cealaltă, Imperiul Țarist se prăbușise și locul țarului, Nicolae al II-lea, îl luase un țar, hai să-i spun roșu, dar care e lichidat rapid în 1924, e vorba de Lenin, și pe urmă urmează lunga și sângeroasă domnie a adevăratului țar roșu, Georgianul Stalin. Suntem balansați între aceste mari puteri, la ce soluții recurgem noi? Încercăm să ne consolidăm alianțele. Alianțe cu țări mai mici, cu țări cu care consunam,
Care sunt acelea? Niciodată Ungaria. N-aș zice că Bulgaria ne-a fost la inimă. Și atunci ne apropiem de Cehoslovacia, ne apropiem de Polonia, ne apropiem de Iugoslavia. E o politică pentru care militează și reușește în mare măsură să și materializeze Tache Ionescu. Tache Ionescu este un, cum să vă spun, un conjudețean de-al dumneavoastră. Eu un ploieștean pentru care eu nu vă ascund că am imensă admirație, pentru că este un self-made man. E băiat de cârciumar, taică-su-i pune bani în mână și îi spune, du-te să înveți. Învață așa de bine, să poartă în Occident așa de bine, încât este 15 ani corespondent al ziarului English Times. Nu-i puțin lucrul ăsta. Pentru că nu sunt corespondențe aiurea. Sunt corespondențe politice despre situația din Balcani. La sfârșitul primului război mondial, Clemenceau spusese că ăsta este singurul român european. Prin urmare, el caută să facă un cordon sanitar de apărare, sanitar în sensul politic al termenului, de apărare, în primul rând, față de pericolul rusesc. Mica Înțelegere este o organizație care și-a avut părți bune, părți rele, care până la urmă a eșuat. Toate acordurile, care nu sunt puține, toate acordurile între statele mici, mai devreme sau mai târziu, aveau să eșueze. Chiar dacă România îl are până în 1922 pe Tache Ionescu, mai apoi îl are pe marele diplomat și mai ales marele orator și funcționar internațional, ajungând președinte al Societății Națiunilor, Nicolae Titulescu. Grecia îl are pe Venizelos. Dar astea sunt țări mici. Țări mici care o să fiu rea. Și o să spun că de obicei buldogii latră mai puțin. Canișii latră mai mult. Dar rămân cu lătratul. Puține lucruri aveau să se schimbe în răstimpul acesta în Europa la sugestia acestor țări mici. Pentru că totdeauna forța predomină. Doar că noi ne-am făcut datoria. Ce a însemnat asta? Am încercat să obținem condiții cât mai bune și n-am reușit după război. După război, învinșii au trebuit să plătească despăgubiri învingătorilor. Nu e o taină, intuiți și dumneavoastră foarte bine că ceea ce s-a plătit au încasat marile puteri. Nouă ni s-a dat la început 20% din cât aveam dreptul, ca până la urmă să ni se dea 3%. Ba, au mers până acolo încât, după ce ne ceruseră să incendiem câmpurile petrolifere, câmpuri exploatate în parteneriat cu englezii, să ne acuze că le-am dat foc. Plătiți paguba! Vă spuneam la început, istoria e interesantă nu numai pentru ceea ce a fost. Ce învățăminte tragem de la ea? Acest parteneriat, această aruncare a noastră către spațiul occidental, să știți că n-a fost totdeauna și nu e nici acum foarte benefică pentru noi. Dacă această problemă a despăgubirilor stătea în așteptare, erau necesare măsuri rapide de redresare a țării,
De acea omogenizare de care vă vorbeam, a teritoriilor istorice care trăiseră despărțite atâta amar de vreme. Nu sunt bani. Și atunci ce se întâmplă? Se fac împrumuturi. Împrumuturile toate sunt oneroase. Pentru că sunt cu niște clauze absolut îngrozitoare, mergând până la aducerea unor experți francezi care să constate cum ne administrăm, cum gestionăm banii și mai ales cum plătim datoriile. Și aici trebuie să fim cu măsură, pentru că acești experți francezi, să știți că aveau în vedere cum restituim, dar să și cruceau cum administram banii noștri. Și asta trebuie să ne dea de gândit, pentru că o caracteristică, cel puțin de la primul război mondial până astăzi, este haosul administrativ, adică foarte multe legi, foarte multe regulamente, așa de multe, încât îți permit totdeauna să te strecori, să faci o sumă pierdută, să iei o șpagă. În epocă nu se vorbește de șpagă, se vorbește de comision. Și poate că afacerea cea mai zgomotoasă a fost Skoda. Și Zbroivska, de fapt, e lângă ea. E vorba de import de armament din Cehoslovacia, pentru care s-au plătit comisioane, spuneți-le cum vreți. Cehii s-au mișcat mai repede. Când l-au prins pe omul lor, l-au băgat la pușcărie. La noi s-a întâmplat ce s-a întâmplat totdeauna. A trecut timpul. Care afacere Skoda? Care bani? Nu cunoaștem. Sigur că toate lucrurile acestea au afectat finanțele noastre. Și niciodată noi nu putem să facem abstracție de factorul extern. Și factorul extern era neîndurător. Pe lângă agresivitatea sporită a acestor mari puteri, Reichul și Uniunea Sovietică, intervine și criza mondială. Criza mondială care prăbușește economia mondială și nu ne ocolește nici pe noi. Doar că eram o țară mică, plină de aceste împrumuturi înrobitoare, cu o economie care, aparent, după marea reformă agrară, de fapt a fost cea mai mare, și aș zice că și cea mai înțeleaptă, într-un fel, reforma agrară promisă de regele Ferdinand încă în anii războiului. Le-a promis soldaților că le va da pământ. Asta a fost un factor însuflețitor pentru ei. Regele s-a ținut de cuvânt, dar reforma au făcut-o oamenii politici. Și atunci, niciodată o reformă agrară nu are șanse de reușită dacă nu e însoțită de o serie de măsuri. În primul rând, de credite cu care aceste proprietăți să fie exploatate. De alte credite care să le permită mecanizarea, fertilizarea, toate elementele care concură la exploatarea pământului. Pentru că e foarte ușor să dau un decret celor care au luptat, celor care n-au pământ, le dau 5 hectare. Ce fac cu 5 hectare? Să uită la ele. Și povestea asta s-a întâmplat totdeauna. Nu discut ce a fost comasarea și gospodăriile colective, ăla este alt sistem, e după al doilea război mondial. A fost abuziv, a dat faliment și astăzi suntem unde se vede. Marea nenorocire în acest răstimp a fost această cumulare de factori negativi. Criza, prin urmare, avea să ne atingă dureros. Ce fac politicienii? Politicienii caută soluții. Unele fericite, altele nefericite.
Și în 1931 se întâmplă ceva. Regele Carol al II-lea, printr-o lovitură, îl detronează pe micul rege, Mihai, care conducea țara cu ajutorul unei regențe, și în regența asta erau tot felul de certuri, tot felul de frustrări. Poate cea mai frustrată a fost Regina Maria, care s-a așteptat totuși să fie mentora acasă firește, că îl lua pe nepoțel de mână și îl plimba. Asta era altceva. Dar ea era un cap politic, plus că până la moartea regelui Ferdinand, trebuie să spunem că i-a fost alături. Și poate că niciodată proverbul că lumea e condusă de bărbați și bărbații de femei n-a fost mai adevărat. Ori această regență e pulverizată, vine Carol al II-lea. Carol al II-lea era un personaj foarte atrăgător, dictatorial, asculta și nu asculta de cei din jur, dar în orice caz cumplit de arghirofil. Și în această afacere Skoda, să știți că n-a rămas nici el străin. Care a fost formula politică oarecum de îmbrânzire a situației? Banii erau puțini, curbele de sacrificiu sunt trei la rând, în care lefurile salariaților să taie, în care să reduc posturile de profesori, în care mizeria sporește. Vin cu o formulă politică, în aparență, benefică și noi, istoricii, ar trebui să o salutăm cu deosebire. De ce? Pentru că cel care îi fusese profesor lui prințului Carol devine acum prim-ministru. E vorba de Nicolae Iorga. Iorga rămâne o personalitate extraordinară a României. Toate calitățile din lume le-a avut. Chiar în momentul când noi, istoricii cârcotași, și suntem destul de mulți, i-am găsit greșeli, nu ne-a răspuns nouă, că noi nu l-am apucat în viață, le-a răspuns contemporanilor. Eu am arat hectare întregi. Voi dați cu săpăliga pe un pogon și atunci găsiți și alte lucruri și îmi scoateți ochii. Și are dreptate, pentru că plaja de subiecte acoperite de Nicolae Iorga este unică în lume. Toate instituțiile pe care le-a făcut, tot sistemul pe care l-a creat, toate legăturile cu Ardealul, îndrăznesc să spun că schimbarea mentalității multor ardeleni îi se datorează campaniei lui dusă prin Liga Culturală, prin toate aceste călătorii de adevărat arhanghel la românii din Transilvania, spre a crea această legătură sufletească, această omogenizare a societății românești. Și totuși, Iorga este un om politic credul. E omul politic care cedează în fața primului argument de bun simț. O să vă mire, dar lui Iorga nu-i place bacalaureatul. Și asta e o tâmpenie, examenul ăsta. Copilul nu e bine dispus, îl doare burta și este ziua examenului. Sunt împotriva examenului de bacalaureat. Grădinița? Nu se poate. Grădinița e o crimă. E o crimă. Copilul trebuie să stea sub streașina părintească. Să nu meargă la grădiniță. Și tot așa are idei din astea care pot să fie împărtășite de unii. Dar ca practică generală nu funcționează. Cred că pe această credulitate și pe încă ceva, o cinste desăvârșită, a mizat Carol,
când l-a pus în fruntea guvernului. Dar a mai făcut Carol ceva. I-a pus în coastă un om, aș zice inegalabil în istoria noastră. Și este inegalabil nu numai prin ce a făcut, că au făcut mulți ca el. Dar ăsta a lăsat și lucruri scrise. Nu există memorii politice mai minunate în spațiul românesc, pe care poți să le citești ca o carte de căpătâi. În fiecare seară, deschideți o pagină. E vorba de Constantin Argetoianu. Eu cred că Machiavelli rămâne un dulce copil, pe lângă acest extraordinar, el era medic de meserie și istoricii de după Revoluție, probabil că unul care auzea puțin englezește, a văzut un text englezesc unde se spunea Constantin Argetoianu physician și atunci i-a zis că e fizician, nu, doctor. Sigur că acest guvern, Iorga, n-a avut nicio șansă. Nici natura decât una. Și din momentul ăla, sigur că da, din 1932, lucrurile încep să se asprească la noi. Sigur, urmează un guvern liberal, nu durează nici ăsta foarte mult și ceea ce la început, imediat după război, păruse un lucru neobișnuit, fiindcă totuși noi nu suntem agresivi. O să-mi spuneți, bun, da, a fost omorât Barbu Catargiu. Bun, a fost ucis atunci, în 62. Dar, în genere, nu suntem chiar un popor de asasini. Ce s-a întâmplat în 1919? Un atentat în Senat, soldat cu moartea câtorva membri, între care ministrul Dumitru Greceanu, a dat puțin de gândit. A dat puțin de gândit pentru că procesele, ăștia erau clar extremiști, vina era clară, avocații au scos nevinovați. Și lucrurile acestea au durat ani de zile. Pe de o parte este extremismul comunist, pe de altă parte este extremismul de expresie legionară. Și lucrurile, să știți că se escaladează. Garda de Fier, organizație cu o disciplină perfectă, intră în conflict cu guvernul liberal. Și soluția legionarilor, și eu socot că ăsta este de fapt ceea ce i-a compromis, și niciun om de bun simț astăzi nu poate să le găsească vreo justificare, pentru că niciodată asasinatul politic nu este o formulă. Oricât te-ar enerva cineva, orice ar face, soluția nu este asasinatul politic. Ori legionarii asta au făcut. Ca să vă spun, fără să înșirăm la ce s-a ajunge la Jilava în 1941, e de ajuns să vă spun că legionarii totuși au pe conștiință trei prim-ministri. Ighe Duca, Nicolae Iorga, bine, Iorga nu era în funcție atunci, și Armand Călinescu. Să știți că nici comuniștii nu stau pe loc. Organizează ajutorul roșu, sunt peste 30 de organizații din astea, mă grăbesc să spun, dumneavoastră ați și studiat probabil la învățământul politic, cum am făcut-o noi toți, Constituirea Partidului Comunist în 1921. E scos în afara legii, dacă cercetezi listele lor. Era Partidul Comunist din România. Iar români caută acum carul cu fân. Toți erau de alt neam. De ce? Pentru că se afiliaseră Internaționalei a treia. Nu insistăm asupra agitatorilor, asupra propagandiștilor, dar în orice caz exista această presiune de extremă dreaptă, de extremă stângă. Izbucnește războiul civil din Spania,
să duc și unii și alții, pentru că și acolo erau două tabere. Știți foarte bine, comuniștii s-au dus, băiatul unuia din comuniști, am avut, poți să zici, fericirea, dar a fost o realitate, nu? Ne-a fost prim-ministru, imediat după Revoluție, vorba de Petre Roman, care, sigur, își prezenta tatăl ca un mare erou. Legionarii își trimit și ei oameni, mor acolo doi, Moța și Marin, când se întorc, li se fac funeralii. Bavin și miniștrii acreditați la București ai puterilor către care noi, vai, ne îndreptam. Deci lucrurile se complicau pe zi ce trece, pe zi ce trece din punct de vedere politic. Până când se ajunge la o formulă de sufocare. Noi aveam o Constituție din 1923 și cine are răgazul să facă comparație între Constituția din 1866, preluată majoritar după cea din textul celei belgiene, dar și cu multe lucruri din codul Napoleon, și asta, dacă vreți, deodată ne ridica la nivel european, e Constituția din 1938, din februarie, a regelui Carol al II-lea, și până sigur sunt Constituțiile celelalte de factură comunistă, care sunt de altă natură, e aproape greu să le numești Constituții, cum este și asta lui Iorgovan de astăzi, și nu știu dacă noi vom mai trăi să apucăm refacerea ei. Dar făcând comparație între toate aceste acte fundamentale care guvernează viața unei țări, trebuie spus că asta din 23 era cea mai liberală, cea mai echilibrată, cea mai bine rostuită. Și știți de ce? Pentru că în răstimpul acela au trăit, s-au putut exprima și în relațiile interne și în relațiile externe și ca făptuitori de texte de lege, niște juriști extraordinari, absolut extraordinari. Dacă Dumnezeu ar fi îngăduit ca Istrat Enicescu sau Constantin Disescu să stea de vorbă cu Iorgovan, eu cred că Iorgovan ar fi făcut un infart pe loc. Sau mai e unul, acum cred că e la pușcărie, îl cheamă Adam. Ăsta a fost muncitor necalificat la Tohan, lângă Brașov, la fabrica de armamente. Și spunea în Parlament, noi intelectualii, de asta a fost așa de bună Constituția din 1923. Fiindcă cei care au întocmit-o, își cunoșteau meseria. Această cunoaștere a meseriei, să știți că a mers mai departe, a mers în compoziția Parlamentului. Pentru că noi vorbim foarte mult. A fost rău, au fost curbe de sacrificiu, a fost asta, a fost asta. E adevărat. Dar tot Parlamentul interbelic, la răstimpuri, o să vă mire, a votat legi, mai ales legi organice, și am să vă dau un singur exemplu, care au funcționat până în 1989. Una din ele era făcută de Mihai Antonescu. E adevărat, comuniștii nu știau că el este autorul, au găsit-o în codul Hamanghiu și au luat-o. Pentru că erau legi care guvernează orice stat. Sunt parapolitice. De ce? Pentru că oamenii aceștia, să știți că făceau studii de drept, mai ales la Paris, să nu ne iluzionăm. Și domnul director poate să mă confirme, noi am parcurs sute, poate mii de teze de licență banale. Același principiu de moștenire, de
moștenire fără testament, abintestat sau mai știu eu ce, fără îndoială. Dar printre ei se remarcă acești juriști extraordinari, oameni care de fapt concep aceste legi. Parte bună, parte rea, și legile acestea își au slăbiciunile lor. Și Iorga, omul credul, omul dispus totdeauna la o concesie pentru cel mic să nu se obosească, pentru cutare profesor să nu dea examen de titularizare, pentru că stă departe sau mai știu eu ce, același Nicolae Iorga observă greșelile de redactare în text și, dacă vreți, și greșeli de logică. Și cea care mi s-a părut cel mai amuzantă a fost la dezbaterea acestei Constituții, când erau gata să voteze un articol. Ce cuprindea acest articol? În cazul când o putere vecină ar dori să-l aleagă pe suveranul nostru deopotrivă în capul țării, o poate face. Și deputații atunci nu s-au obișnuia sau nu era un obicei ca astăzi să voteze așa, știți, ca oile în turmă. Nu. Dar parcă totuși deputații au zis, dar de ce nu? Ne sporim țara, suntem grozavi. Și Iorga își pune întrebarea, zice, dar am înnebunit? Ce facem cu acest suveran? Îl luăm noi de un picior și el de un picior dacă cele două țări ajung la conflict? Prin urmare, și atunci legile nu erau absolut perfecte sau erau perfectibile și totuși lucrurile au mers. Doar că regele își pierduse puțin răbdarea. Și atunci, cum țara, ne pare rău să o recunoaștem, dar asta este, s-a îndrepta spre un extremism de dreapta, apropierea de Hitler era o realitate, discuțiile alor noștri la Berlin erau foarte frecvente și justificarea era teama de Rusia, teama absolut justificată. În 1938, Carol schimbă sistemul politic și începe dictatura lui. Sigur, noi am avut neșansa să înghițim o dictatură comunistă posterioară și am văzut că este mult mai cumplită. Dar atunci, totuși, lumea a rămas uimită. Legal, partidele și-au încetat activitatea. Asta n-a însemnat nimic. Membrii lor nu au fost urmăriți, conducătorii lor s-au putut întâlni în continuare, să nu luăm lucrurile cu desperare. Și am să vă spun un singur lucru. Regulamentul de funcționare al pușcăriilor. Erai deținut politic, aveai dreptul să ai hainele tale de acasă, puteai să citești, puteai să scrii, nu în vederea unui doctorat. Scriai că simțeai nevoia. De obicei, acești deținuți politici erau și intelectuali. Dumneavoastră știți foarte bine că intelectualii sunt cei care provoacă zurbalele. Puteau primi pachete de acasă, puteau coresponda tot timpul. Eu dețin mărturiile directorului de la Doftana, Câncea se numea, fiind fostă colegă cu Paraschiva Câncea, cu fica lui. Dar știți, directorul de la Doftana își făcuse un doctorat în drept penal la Paris, că nu te prea numea altfel. Pe urmă, peste câteva zeci de ani, lucrurile aveau să se schimbe. Și știți și dumneavoastră pe acei cumpliți torționari, de la pușcăriile românești, post-belice. Acela este alt subiect. Sigur că acum, în 1938, lucrurile devin grave. Trăim sub o dictatură, dar și norii războiului se apropie.
la 1 septembrie 1939, prin atacarea Poloniei, începe, de fapt, al doilea război mondial. Eu n-aș fi tentată să închei acest răstimp interbelic la 1 septembrie. Chiar dacă atunci noi am jucat un rol absolut extraordinar. De ce? Polonia atacată și de naziști și de bolșevici și-a găsit o salvare în spațiul românesc. S-au refugiat mii de polonezi, a fost trecut tezaurul lor și multă vreme s-a spus că a fost trecut, dar a mai și rămas. Noi am păstrat parte din tezaur pe care l-am dat, l-am restituit integral polonezilor. E mai bine să nu știți ce au spus, ce au scris și cât au protestat polonezii față de felul cum i-am primit. Ăștia sunt poleași. Feriți-vă de ei. Ce se întâmplă? Există un cadru politic, există un cadru economic, există acorduri, există dezacorduri, dar mai există o suprastructură, o suprastructură culturală care este absolut extraordinară. E un răstimp de efervescență pe care noi nu l-am mai întâlnit. Și mă întreb, sigur, în secolul XIX suntem entuziasmați, ne ducem la Paris, învățăm, venim aici, facem o revoluție cum au făcut-o și ei, facem o unire. Dar ce s-a întâmplat după primul război mondial este extraordinar. E vorba de un cadru organizat sub forma fundațiilor și fundațiile regale, să știți că au un rol esențial în promovarea culturii. Academia Română e vremea când totuși este o instituție respectabilă. Când Carol al II-lea dă o dispoziție ca o singură instituție să se numească Academie. Nu există altă Academie decât Academia Română. Carol I venise la Academie și ținuse comunicări. Și istoricii care s-au curiozitat și i-au citit comunicările pot să spună că sunt absolut de ținuta cea mai desăvârșită științifică. Regele Ferdinand, care află tânăr venit în țară, începe să învețe limba română, începe să-i prețuiască frumusețea, muzicalitatea, cunoaște folclorul, cunoaște poezia populară, vine la Academie cu aceeași emoție, de fiecare dată face donații masive și ca și predecesorul lui, pune o întrebare plină de bun simț, plină de respect, plină de curiozitate. Când terminați dicționarul limbii române? Și academicienii se uită la rege sau se uită într-o parte și timpul trece. Și să știți, Carol al II-lea, care totuși a fost un rege dictator, odată ajuns în Academie, avea aceeași sfială. Și a pus și el aceeași întrebare. Și răspunsurile au fost la fel de dilatorii, să spun, pentru că dicționarul nu s-a terminat decât în 2011. Ăștia suntem. Revenind însă la acest spațiu cultural care este România, acum sunt susținuți foarte mulți scriitori, foarte mulți savanți, foarte mulți muzicieni. Noi nu avem răgazul astăzi să evocăm pe toți, dar sunt câțiva care au nemurit numele de român în lume. Că este vorba de
inventatorul helicopterului, inginerul botezat. Sigur, helicopterul lui n-a fost experimentat în România, ci în Statele Unite, dar el rămâne ca atare. E vorba de fiziologul Paulescu cu insulina, e vorba de Coandă, e vorba de Gogu Georgescu cu solicitatea. Sigur, mai e vorba și de al doilea Gogu Georgescu. Dar e vorba deopotrivă de George Enescu. George Enescu, dacă vreți, este personalitatea care domină nu numai muzica, prin felul lui de a fi, prin înțelepciunea pe care a arătat-o în permanență, în timpul războiului, în răstimpul când a organizat concertele, când a făcut chetă pentru orgă, suma cea mai mare dând-o din propriile fonduri, el rămâne absolut reprezentativ în spațiul românesc. Dar tot din spațiul românesc țăițește acum ceva care s-a numit curentul avantgardist. Cărțile scoase de Tristan Țara, de Ștefan Rol, Ilarie Voronca și alții, să știți că ajung astăzi să se vândă 1000 de euro. Problema nu este să analizăm curentul cât a fost de bun sau cât a fost de rău. Dar a fost ceva deosebit. Prin urmare, dincolo de momente dramatice din punct de vedere material, dincolo de ițirea acestei dictaturi a lui Carol al II-lea, spațiul românesc se dovedește a fi creator, se dovedește a fi foarte european. Și a existat atunci, au existat, de fapt că sunt mai multe, au existat niște practici, și anume, există obișnuința conferințelor, a prelecțiunilor, a călătoriilor. Toate acestea vădesc un lucru. Participarea la expoziții internaționale, toate acestea vădesc un lucru. România este o țară europeană. Expoziția din 1937, mulți dintre ai noștri s-au dus atunci la această expoziție. Să știți că pavilionul făcut acolo, manifestările de acolo, masa cu 272 de tacâmuri oferită de Carol al II-lea a rămas memorabilă. Maica Smara, românca care ținea conferințe despre învățământ, despre moralitate și așa mai departe, pe care de aminte Carol al II-lea o detesta, se duce de 3 ori la Polul Nord. Românii fac experiențe cu valoare de unicat. Primul institut de speologie din lume apare la Cluj, datorat unui român, Emil Racoviță. Așa mai departe și așa mai departe. Prin urmare, suntem o țară în emergență. Și lucrul acesta trebuie recunoscut și mai e ceva. Dumneavoastră știți că etimologia cuvântului București a fost stabilită de unii ca însemnând bucurie. Pentru că toți străinii care au venit de-a lungul secolelor aici au constatat revărsarea asta de nevoie de petrecere, de amuzament, de zgomot. Principesa Elisabeta spunea că îi se pare că este orașul cel mai zgomotos din Europa. Și cred că am rămas și astăzi. Scandal, zgomot, petrecere. În răstimpul acesta, România petrece. Petrece așa de mult, poate o să tipărim odată un album pe care l-am, din ceea ce s-a numit Les années folles. Sunt anii războiului, de fapt. Eram înconjurați, Polonia era atacată, Franța era atacată, se crease Republica de la Vichy, guvernul de la Vichy,
Și ai noștri petreceau și iar petreceau. Și găsesc fotografii despre aceste originale, dacă vreți, spectacole, încurcături, povești. Una din încurcăturile care a făcut senzație, dar care ridică și o problemă de moralitate, dacă vreți. E vorba de un ofițer care vine de pe front și se întâlnește cu o doamnă care nu-i soția lui și se duc la barul Melodii. E război și acum noi avem o noutate, că și asta e o caracteristică. Cum apare ceva nou în lume, românii sunt printre primii. Printre primele țări care au adoptat telefonul am fost noi. Printre primele țări care au adoptat automatele am fost noi. Dar tot la noi s-au desfințat pentru că au apărut țiganii care le băgau fise false și își luau sandwich-uri și mai știu eu ce. Prima s-a reparat povestea. Acum, în timpul războiului, unul din elementele de noutate groaznică este nylonul. A avea o rochie de nylon, româncele care se îmbrăcaseră sute de ani în borangicu splendid, în mătase, în lână, în bumbac, sunt încântate acum să sclipească în rochii de nylon. Și când vă spun să sclipească, e începutul nylonului. Suntem în anii 41, 42, 43, nu în formele de plastic actuale, mult mai rafinate și care nu te fac nici să nădușești, nici să iei foc. Fiindcă asta i s-a întâmplat la Hovărești, acestei femei din familia Lahovari. A luat foc de la o țigară și a ars ca o torță. S-a chinuit foarte mult la spital. Dar povestea, să știți că are și un sfârșit pe care nu cred că îl întâlnim în alt spațiu prea des, iar ulterior deloc, acest locotenent Vulturescu s-a sinucis. Și-a dat seama că după acest incident, adică soțul doamnei era pe front, el petrece cu ea aici, ce șansă mai avea să trăiască în societatea românească după acest moment? Și atunci s-a sinucis. Exemple din astea sunt și altele, dar mie mi se pare că rămâne semnificativ pentru o anume mentalitate, pentru o anume disciplină, pentru o anume ținută. Că această ținută a fost imprimată românilor de învățământul din acest răstimp, cred că este absolut fără discuție. Că acest învățământ a putut pregăti oameni în așa fel încât avem un întreg brelan de savanți, de oameni cultivați, dintre care Iorga i-a numărat, mulți ajung academicieni, 25% din membrii Academiei Române erau moldoveni și el era mândru de treaba asta. Dar acești academicieni, să știți că sunt persoane absolut extraordinare, nu mă apuc să critic Academia Română, că noi ne făcând parte din în alt for, o să spună sunteți invidioși. Nu. E vremea când academicienii români sunt solicitați în America. Când formula lor sociologică, mă refer acum la un creator de instituție, un om care a fost ani buni președinte al Academiei și pe care acum, la o aniversare de la moartea lui, 60 de ani, Academia Română n-a vrut să-l sărbătorească. E vorba de Dimitrie Gusti. Pe Gusti îl cheamă americanii la ei, foarte curioși de sistemul lui
sociologic. Nu intru în detalii. Este întemeietorul muzeului satului și cel care a coordonat o lucrare pe care noi la nivelul de astăzi nu suntem în stare să o facem, fiindcă ne mâncăm între noi câte edituri, câte institute, atâtea obiceiuri, atâtea ciorbe. E vorba de Enciclopedia României în 4 volume, care răsfoită îți dă o imagine extraordinară a ceea ce însemna atunci, în anii 40, România. Și ăștia nu sunt singuri. Gândiți-vă că Iorga, noi când ne raportăm la Iorga, avem în vedere numărul de lucrări. 11.000 de titluri, 4.732 de articole pe dreapta, 5.000... Nu asta contează. Contează instituțiile pe care le-a întemeiat, Școala Română de la Paris, Școala de la Veneția, Școala de la Roma, nu e a lui, a lui Vasile Pârvan, cursurile pe care le-au ținut în străinătate și, dacă vreți, și acest lucru extraordinar. O să spuneți, a făcut propaganda românească în străinătate? A făcut. Dar a trebuit să fie Nicolae Iorga care să scrie o istorie a Imperiului Otoman în 5 volume. Asta nu mai era reclamă românească. Omul a simțit nevoia să scrie această carte, care este și astăzi de referință pentru turci. Prin urmare, sunt cele două decenii, aș zice, cele mai creatoare, cele mai propice afirmării personalităților. Chiar dacă parte din aceste decenii sunt dominate de deceniul de guvernare a lui Carol al II-lea, pe care nu e vorba să-l inocentăm. Dar trebuie să recunoaștem că a susținut cultura, că a avut înțelegere pentru aceste fundații și niciodată scriitorii nu s-au simțit mai susținuți. Cărțile scoase de fundațiile regale, unde conducea Alexandru Rosetti, niciodată n-au arătat mai trufaș, mai minunat. Și domnul director este aici, martor, poate să povestească prin ce trece, dânsul prin excelență a făcut niște albume memorabile, dar cât v-ați luptat dumneavoastră cu toate editurile, o fac broșată, o fac cartonată, îi pun mătase, costă, îi pun cifră acolo, îi fac fotografii, nu, fotografiile nu se răspândesc, toate grămadă, un fascicol, 16. Adică această țigănie care a devenit regulă în momentul de față. De ce? Pentru că statul nu susține lucrările acestea. Ei, fundațiile culturale regale, să știți că au susținut foarte mult cu această trufie, încât edițiile scoase de Zarifopol, de Rosetti, de Camil Petrescu, rămân memorabile. Și în vara anului 1940 trebuia să apară ceva ce n-a mai apărut. Dar pentru mulți dintre noi rămâne ca un memento. Era un volum omagial consacrat lui Carol al II-lea la 10 ani de la restaurație, de la revenire. Scriitorii fuseseră invitați să participe fiecare cu o pagină. N-a mai apărut, manuscrisul se află în mâna unui strângător, a unui hârcioc, se numește Nicolae Scurtu, dar e teribil de interesant. Cartea constituie prolegomene la un volum care nu mai știu când a apărut și care s-a numit Omagiul tovarășului Ceaușescu. Tot ochii verzi, ochii albaștri ai măriei voastre, ai vostru, domn tovarășe președinte, care privesc peste Carpați și fac și drept. Ar fi trebuit să ne dea de gândit atunci. Nu ne-a dat și vă repet ce am mai spus. Cei care nu cunosc bine istoria sunt siliți să o repete. Mulțumesc!
Mulțumim foarte mult, doamnei Filipi, care nu se dezminte cu talentul oratoric bine cunoscut și permiteți-mi în semn de mulțumire și felicitare să ofer acest lucru. Și o completare, apropo de fundația Principele Carol și apoi a regiului Carol al II-lea, Liviu Rebreanu a primit ca drepturi de autor pentru un singur roman o sumă cu care și-a permis să cumpere casa de la Valea Mare Ștefănești Dragiș. Pentru comparație. Ce însemna atunci statutul unui mare scriitor? Sau... Absolut. Mulțumim foarte mult. Vă anunț pe această cale că următoarea conferință va avea loc în luna ianuarie. Pentru că în luna noiembrie, după cum probabil știți, Castelul Peleș este închis pentru curățenie generală. Iar în luna decembrie, în 17 decembrie, vă invităm de pe acum să vă luați o zi liber, sâmbătă, pentru vernisajul unei foarte frumoase expoziții, Arta flamandă și olandeză în colecția regiului Carol I. Deci, pentru conferințe, începând din ianuarie, vom avea noi surprize, sper, la fel de interesante ca cele de până acum. Vă mulțumesc! Cât timp va fi deschisă expoziția din decembrie? 3 luni. Și acum avem cu vânzare, la un preț special, jurnalul Irinei Procopiu pentru cei care doresc să-l cumpere, 45 de lei față de 62 cât este la librărie. Doamna Filiti oferă și autografe, a făcut acest efort de a aduce câteva exemplare pentru cei care își doresc această carte. Ce s-a întâmplat? Noi am lansat aseară la Cercul Militar de la București această carte. Este jurnalul unei doamne de onoare a reginei Maria și este interesantă să nu vă închipuiți că e plină de fapte legate de regină. E foarte discretă. E o doamnă bine, foarte bine educată. Însă, să întinde acest jurnal pe jumătate de secol și ea este un observator foarte avizat al realităților românești. Și mai e ceva. E prietenă cu Enescu și cu soția lui. Și atunci răzbat din paginile jurnalului foarte, foarte multe lucruri pe care specialiștii le consideră a fi fost necunoscute, a fi fost inedite până astăzi. Să știți că este o lectură foarte interesantă. A fost un regal. Un regal a fost. Da, am ascultat cu mare plăcere. Cu mare plăcere. Nu știu că voi l-ați luat. Și eu l-am văzut timp de 3 zile. Un film despre Trianon și urmările lui. Drugurii au ajuns să se sinucidă, să facă stări depresive la nivel național. Dar chiar și acum, pe micul Trianon, dar încă și pe micul Trianon, mi-a pus foarte sus. Yes. Faci o indiscreție aici, dar meritați. Vedem, sigur.